Astăzi, începând cu ora 7, s-a ținut o slujbă religioasă la Biserica de Lemn din Megidia, din zona Poienița. Tot în aceeași biserică a avut loc prima conferință a preoților din protoieriile din Megidia, Băneasa și Hârșova. Biserica este ca o adevărată catedrală a orașului nostru și este închinată sfinților Constantin și Elena. Protoieria Hârșova, dar am dat numele mai frumos din vremea antică acestei protoierii, și iată biserica aceasta jertfei, mai ales a unei familii, familia Puiu, Petre și Eleonora și fiul lor George, care au luat bani din bancă să facă biserică. Câți oameni fac aceasta? La slujba de dimineață, toți enoriașii și preoții prezenți au fost împărtășiți. Pentru că un eveniment de o asemenea învergură se întâmplă rar în Megidia, prezent pentru susținere a fost și sfinția sa preanaltul Teodosie al Tomisului. Tema discutată în cadrul conferinței a fost despre sfinții împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai bisericii. Subiectul s-a dezbătut și pentru că anul 2013 este închinat acestor doi mari sfinți, Constantin și Elena. Iubiți credincioși, iată, Megidia are o biserică de lemn atât de frumoasă. Ne-am întâlnit azi și am slujit cu preoții din trei protoierii. Această biserică este a jertfelor. Noi astăzi gândim și vorbim și tălmăcim darul libertății creștine adus prin Sfântul Împărat Constantin cel Mare acum 1700 de ani. Dobrogea a fost cea care s-a bucurat de acest mare dar pentru că era creștină la anul 313 și a avut parte și de prigoane, încât de aici au fost sute de mucenici. Darul libertății pe care l-am primit de la Dumnezeu și s-a statornicit prin darul lui Dumnezeu cu ceea ce a apărut pe cer Sfântul Împărat Constantin, crucea cea cu stele închipuite, acest dar să-l ținem și noi cu credință și cu dragoste. Să ne bucurăm că putem să ne rugăm. Rugăciunea este forța cea mai mare pe care o are omul. Iar Dumnezeu este Părintele nostru al tuturor. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, să-i pomenim pe sfinții împărați anul acesta cinstiți în mod deosebit și să avem întotdeauna bună chivernisire a timpului și a vieții noastre. Dumnezeu să vă dea tuturor sănătate, înțelepciune și bucurii duhovnicești. Amin. Astăzi am fost aleși ca noi să fim gazdă unei conferințe cu tema Sfinții Împărați Constantin și Elena. La această conferință este prezidată de înalt preasfințitul arhiepiscop Teodosie, părintele nostru, la care au participat preoții din protoierile Hârșova, Megidia și Băneasa, în jur de 140 de preoți. Au loc în fiecare an? Da, sunt periodice. Anul acesta la noi se susține conferința de vară, urmează și celelalte de toamnă, dar anul acesta noi suntem pentru cea de vară rânduiți, iar în toamnă vom merge la protoieria Băneasa. Înalt preasfințitul Teodosie a fost foarte impresionat de faptul că există oameni care fac sacrificii pentru ca ceilalți enoriași să aibă lăcașuri în care să se roage. În Megidia, oamenii nu numai că vin să-și găsească pacea și liniștea în interiorul bisericilor, dar sprijină și financiar, ori de câte ori pot, propovăduirea spiritului religios. În cadrul ședinței de Consiliu care a avut loc săptămâna trecută în incinta primăriei Megidia, unul dintre punctele fierbinți aflate pe ordinea de zi a fost majorarea taxelor și impozitelor pe anul 2014. Acesta nu a fost aprobat de către consilierii locali pentru că nu a primit numărul necesar de voturi. În Megidia sunt foarte mulți pensionari cu pensii foarte mici și salariați cu chenzina minimă pe economie. În aceste condiții, cetățenii își duc viața și își planifică cheltuielile foarte greu. Așa cum spun și oamenii, le este tot mai dificil să trăiască în această perioadă de criză, care a afectat întreg mapamondul și care pare să nu se mai sfârșească. Știți ce s-a discutat la ultima ședință de Consiliu? Da, că o să mărească taxele. Cu 20%. Ce părere aveți noastră despre asta? Nu prea suntem de acord în privința măriror, taxelor și impozitelor. Prin faptul că sunt mulți
care n-au servicii, suntem mulți bătrâni și pensii foarte mici, a face față datoriilor care există în ziua de azi. Și nu vă permiteți o asemenea majorare? Nu ne permitem o asemenea majorare și aș ruga pe domnul primar și pe cei care votează legea asta să gândească foarte bine pentru orașul lor, că megidienii l-au ales, megidienii o să-l dea jos. Păi eu am o părere foarte proastă. De ce? După ce că e și așa cum este, românul nostru are niște bani care îi are foarte puțin, în special noi care suntem pensionari, n-ar fi o noutate că se mărește cu 20%. Spuneți asta din cauza că aveți o pensie mică și nu v-ați permite o asemenea majorare? Păi nu că, dar și salariile sunt la fel. Nu sunt, toată lumea care sunt în oraș Megidia sunt majoritatea pe minim pe economie și cu 700 și dacă are și câțiva copii, 2-3 copii sau chiar și unul, dacă aia e bani puțini. Și e și normal că nu se poate, pentru că pensionare, chiar și salariații care au salariile mici, pensiile sunt cum sunt. Și ați văzut că primii care își plătesc impozitele sunt pensionari. De unde fac tot posibilul să-și plătească aceste impozite. Credeți că este prea mare această majorare? E prea mare. Impactul e prea mare cu 20%. Credeți că oamenii și toți cetățenii nu și-ar putea permite asta? Nu, categoric și vor fi foarte mulți restanțieri. Mă tem că și acum sunt restanțieri. Și nu este normal. Totuși, s-o iei mai puțin, așa cum a luat-o cu energia, cu gazele naturale și cu altele. Dar taxele și pe impozite... Deci sfătuiți să o ia eșalonat cât un pic. Categoric, ca să ne obișnuim cât de cât. Că știți că românul totuși se obișnuiește și cu mai rău și cu binele, dar nu dintr-o dată nici rău, nici bine. Oamenii se simt neputincioși în fața deciziilor luate de mărire cu 20% a impozitelor și a taxelor anuale. Foarte rău face, că stă atâtea de plătit. Moare cineva, ia steagul, ia feșne cu 200, tragi clopotul 200, plus că îi dai la popă cât îți ia și ăla 2 milioane? Să poate așa ceva? Unde s-a mai existat? Să moare omul și de la poartă să-i iei banii. Credeți că nu v-ați permite să plătiți? Nu, n-am cu ce să-mi permit. Dumneavoastră cât aveți pensie? Nu v-am spus, 400 de mii pensie și de handicap, am handicap de gradul 2, 240 de lei. Păi cu ce să mărească? Eu am 3 jumate. Pensia? Pensia. Băiatul meu, mama ajută băiatul, că ies în casă 4. Dacă nu ar fi băiatul cu să mă ajute, cum aș trăi eu? Altfel nu credeți că v-ați descurca? Păi spuneți dumneavoastră, 3 jumate... Da. Și cum vedeți dumneavoastră această majorare? Că n-ar trebui să aibă loc? Bine, să ne mărească pensii, să ne... alte condiții, nu. Acum eu stau la bloc aici, cunoaște. Am înțeles că pe iarnă ne taie încălzirea. Păi nu sunt destul de mari taxele și impozitele pe care le plătim acum. Și se pare că era o lege care spunea că orice majorare de taxe și impozite se aplică după 6 luni de la aprobare în Consiliul Local, Consiliul Județean sau... Speranța că decizia de majorare a taxelor nu va trece nici la următoarea ședință de Consiliu este singura care îi mai bucură pe locuitorii Megidiei. Pentru că de o bună bucată de vreme apele se mai liniștiseră în Megidia, un minor s-a gândit să le dea de furcă oamenilor legii. Adolescentul în vârstă de 14 ani a încercat să smulgă de la gâtul unei femei lanțul de aur. Se pare însă că femeia a fost destul de vigilentă, ori delinventul prea începător, și nu a apucat să se bucure de pradă. Incidentul a avut loc aseară undeva în cartierul Orizont. Femeia se întorcea spre casă cu copilul ei în vârstă de un an și jumătate aflat în cărucior. Din senin s-a trezit cu un tâlhar minor care s-a năpustit asupra ei să îi smulgă lanțul de aur pe care îl purta la gât.
Deși lănțișorul a fost rupt, femeia a avut destulă prezență de spirit și nu s-a lăsat intimidată de îmbrâncelile minorului. S-a luptat cu el până când acesta a renunțat și s-a făcut nevăzut. Pentru că doamna i-a reținut chipul, imediat după cele întâmplate, a mers direct la poliție pentru a depune plângere. Astăzi, în urma semnalmentelor descrise de către partea vătămată, un lucrător al poliției judiciare a reușit să-l identifice pe minor în centrul orașului Megidia. Acesta a recunoscut fapta, dar a spus că, mă rog, a făcut de foame, este un copil al străzii, fugit de acasă din luna aprilie. De către noi a fost luată măsura internării minorului într-un centru de ocrotire din municipiul Constanța. Ai furat? Da. De ce ai furat? N-am avut bani de drum. Și crezi că asta e o soluție? Îmi pare rău. Părinții tăi unde sunt? La Cașimce. Nu ți-e frică că o să plătești pentru asta? Asta e, ce vrei să... Îți pare rău de ce ai făcut? Da. Hai să mai faci de acum încolo? Nu, mai gata. În urma cercetărilor, s-a constatat că delincventul nu este de la noi din oraș și este un copil al străzii venit din Casimcea. Astfel de lucruri sunt rar întâlnite pe străzile Megidiei. De aceea, cetățenii nu simt nevoia să-și ia măsuri de precauție atunci când ies la plimbare. De aceea, când se întâmplă jafuri la drumul mare sau tentative de jaf, ca în cazul de față, polițiștii acționează cu promptitudine la plângerile primite. Handbaliștii clubului sportiv Axiopolis din Cernavodă au reușit să se califice la turneul final de handbal care se va desfășura zilele următoare la Turn. Competiția sportivă, organizată de Federația Română de Handbal, se adresează copiilor născuți în anul 2000 și mai tineri, categoria Junior 4. Clasarea pe locul al doilea în turneul semifinal de handbal masculin, Junior 4, a trimis echipa clubului sportiv Axiopolis din Cernavodă direct în turneul final de handbal. Această competiție sportivă finală se va desfășura în perioada 5-9 iunie în orașul Turda. Sportivii din Cernavodă vor avea de disputat meciuri importante cu echipe valoroase precum Minaur Baia Mare, Arena 2011 Bacău sau Potaisa Turda. Cum au fost meciurile care v-au clasat în finala campionatului de handbal? Au fost foarte, foarte grele. Dacă la început, la turneul de pe județ, au fost echipe mai slabe, ne-am calificat mai ușor. Cu cât am înaintat la turneul pe Euroregiuni și la turneul semifinal, am dat de echipe mai puternice. Dovadă și faptul că am ieșit pe locul 2 la ultimul turneu semifinal care ne-a dus la turneul final. Am jucat la Suceava. O să fie toate echipele, cum să spun eu, tradiționale care de obicei se întâlnesc în turneul final. Știu, Minaur Baia Mare, Bacău, Cluj, echipe, de fapt, orașe foarte, foarte mari, foarte puternice, cu are de selecție foarte mare. La noi are de selecție este mică, dar pentru noi este un lucru bun, este un obiectiv realizat că am ajuns în turneul final. După ce au învins în semifinală echipe din Suceava și Buzău, juniorii handbaliști din Cernavodă s-au bucurat de o victorie bine meritată și au început deja să se antreneze pentru a face față cu brio turneului final. Cum au fost meciurile care v-au dus în această calificare? Au fost puțin cam grele, dar ne-am descurcat. Cum au fost adversarii? I-ați învins cu greu? Unii da, unii mai puțin greu. Aveți emoții pentru acest turneu care urmează să se desfășoare în următoarele zile? Da, dar trebuie să le eliminăm. Ce credeți? O să vă clasați pe locurile fruntașe în finală? Da. Unele au fost destul de grele, iar altele i-am bătut foarte ușor. Cam cât de des vă antrenați ca să puteți să ajungeți la o asemenea performanță? Păi de vreo 4 ori pe săptămână. Și rezultatele se văd? Da, se văd, categoric. Cum crezi că o să fie acum la turneul final? O să fie adversarii mai puternici? Acum cred că o să fie puțin mai puternici, dar încercăm să rezistăm. Eu cred că o să fie destul de grele, cum ne așteptăm, dar o să încercăm să îi învingem. Așa s-a întâmplat și ultima oară la meciul care v-a dus în finală. Cum a fost acolo? A fost destul de greu, dar ne-am descurcat cu toții, cu echipă. La ce locuri te aștepți acum în finală? 1, 2, să sperăm.
Competiția sportivă finală, organizată de Federația Română de Handbal, se adresează copiilor născuți în anul 2000 și mai tineri, care fac parte din categoria Junior 4. Și anul trecut, echipa de junior a clubului sportiv Axiopolis Cernavodă a reușit să obțină locul 6 pe țară în cadrul turneului final de handbal.